Pentru această seară, lecția a patra din tematica Vremuri grele, o altă vreme, vremea apostaziei. Ca și situație biblică, vom aborda perioada lui Ieroboam I, primul dintre regi, de altfel cel prin care s-a constituit regatul de Nord, imediat după încheierea mandatului lui Solomon. Poate sună ciudat, dar vremea aceasta a intervenit după două perioade de glorie, după domnia lui David, care a rămas ca referință de biruințe spirituale, și după domnia lui Solomon, cea care a rămas emblematică pentru gloria sa. În apostazia aceasta au fost cuprinși două treimi dintre evrei. Și, poate mai ciudat, ea a intervenit printr-un om cu calități deosebite și cu făgăduințe speciale. Să citim din cartea 1 a Împăraților, capitolul 9, o referință printr-un cuvânt divin care avertiza asupra posibilităților ca după glorie să se ivească asemenea stări despre care vom vorbi în seara aceasta. La pagina 368 scrie de la versetul 3: și Domnul i-a zis lui Solomon, imediat după terminarea templului, după ce Domnul și-a făcut prezența în locașul pe care el construiseră pentru numele său, îți ascult rugăciunea și cererea pe care mi-ai făcut-o. Și observați acum de la versetul 4: și tu, dacă vei umbla înaintea mea, cum a umblat tatăl tău David, cu inimă curată și cu neprihănire, făcând tot ce ți-am poruncit, dacă vei păzi legile și poruncile mele, voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărățiilei tale în Israel, cum am spus tatălui tău David, când am zis, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al lui Israel. Dar, dacă vă veți abate de la mine, voi și fiii voștri, dacă nu veți păzi poruncile mele și legile mele pe care vi le-am dat, și dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, voi nimici pe Israel din țara pe care le-am dat-o. Voi lepăda de la mine casa pe care am sfințit-o numelui meu. Și Israel va ajunge de râs și de pomină printre toate popoarele. Nu știu câtă însemnătate și cât atenție a dat Solomon acestei avertizări. De altfel, nici Ieroboam nu știu cât de mult a ținut la mesajul plin de făgăduințe ce l-a dat Domnul prin profetul Ahia. Haideți să îl urmărim din capitolul 11, de la versetul 28, să vedeți cum la o primă privire nu s-ar bănui ce a ajuns să facă și să producă acest om. Ieroboam era tare și viteaz. Și Solomon, văzând pe tânărul acesta la lucru, i-a dat privegherea peste toți oamenii de corvoadă din casa lui Iosif. În vremea aceea, Ieroboam, ieșind din Ierusalim, a fost întâlnit pe drum de procul Ahia din Silon, îmbrăcat cu o haină nouă. Erau amândoi singuri pe câmp. Ahia a apucat haina nouă pe care o avea pe el, a rupt-o în 12 bucăți și a zis lui Ieroboam, ia-ți 10 bucăți. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel, iată, voi rupe împărăția din mâna lui Solomon și îți voi da 10 seminții. Și citesc apoi de la versetul 37. Pe tine te voi lua și vei domni peste tot ce îți va dori sufletul. Vei fi împăratul lui Israel. Dacă vei asculta de tot ce îți voi porunci, dacă vei umbla în căile mele și dacă vei face ce este drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele cum a făcut robul meu David, voi fi cu tine, îți voi zidi o casă trainică, așa cum am zidit lui David și îți voi da ție pe Israel. Iată, făgăduințe identice ca cele adresate altădată lui David, dar toate
așa cum se spunea la unul din îndemnurile de rugăciune din seara aceasta, sunt prefațate de acel dacă. Dacă veți asculta, dacă veți voi, dacă nu, nu va fi așa. Să privim la derularea evenimentelor și să observăm ce s-a întâmplat încât două treimi, așa cum am spus, din evrei au căzut în apostazie. De ce am zis două treimi? Și aici am citit că Ieroboam a avut dreptul și a luat 10 seminții. Două, Iuda și Beniamin, au rămas dincolo. Simeon era încorporat în teritoriul lui Iuda și leviții de asemenea au rămas. Dar chiar dacă nu există date concrete despre Simeon și cuiva s-ar părea incert, vom vedea pe parcursul studiului că o parte dintre evrei s-au alipit de seminția lui Iuda și de celelalte rămase fidele casei Domnului. Deci, ca și număr, cam două treimi au fost cu Ieroboam. Aici, în capitolul 12, este scris subtitlul Dezbinarea împărăției, despre momentul imediat morții lui Solomon. Probabil a fost o moarte spontană, subită, și n-a apucat să-și pună la cale testamentul monarh. De aceea, oamenii s-au adunat într-o convocare specială cu ocazia prezenței lui Roboam, scrie aici în versetul 1 la Sihem, ca să-l facă împărat. Dar, datorită răspunsului dat de Roboam, care de fapt a fost provocat de niște carențe instituționale, pentru că poporul a zis în versetul 4, Tatăl tău ne-a îngreunat jugul, acum tu ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău și îți vom sluji. Nu ne sunt date detalii, dar probabil în luxul la care ajunsese Solomon, apăsase sub o formă sau alta, știu eu, prin sistemul de dări sau prin alte pretenții monarhice, poporul. Și ei au cerut o ușurare, cum în alte situații în istorie oamenii s-au răsculat cerând să fie scutiți de dări sau să fie reduse impozitele sau probabil să fie redusă constrângerea și oamenii să aibă o mai mare libertate. Dar Roboam, lepădând sfatul bătrânilor care l-au îndemnat la a fi maleabil, a fi deschis și luându-se după sfatul tinerilor, s-a produs ruptura, așa după cum este scris de la versetul 16. Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului, ce parte avem noi cu David? Atunci a fost ruptura hainei noi, după descoperirea prin profetul Ahia. Noi nu avem moștenire cu fiul lui Isai. La corturile tale, Israele, acum vezi-ți de casă Davide. Și Israel s-a dus în corturile lui. În această situație, scrie de la versetul 19, astfel s-a dezlipit Israel de casa lui David până în ziua de azi. Ceilalți s-au dus cu Ieroboam. Pe lângă această îngreunare făcută de Solomon poporului și refuz de a ușura prin Roboam, cred că trebuie să privim la cauza internă a dezbinării, așa cum a fost profețit. Solomon s-a lăsat influențat la bătrânețe și s-a îndepărtat de casa Domnului. Și alături de el, cred că o parte din popor. Iată ce este scris în capitolul 11, de la versetul 4. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele au plecat inima spre alți dumnezei. Și inima nu i-a fost în totul la Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Și în continuare sunt date câteva detalii. Și apoi scrie de la versetul 11, Domnul a zis lui Solomon,
Voi rupe împărăția de la tine și o voi da slujitorului tău. Numai nu voi face lucrul acesta în timpul vieții tale pentru tatăl tău David, ci din mâna fiului tău o voi rupe. Din nou nu știm dacă Solomon l-a pus în temă pe Roboam sau dacă, așa cum am zis, moartea a fost dintr-o dată și nu s-au pus de acord asupra acestui aspect atât de sensibil. Dar putem concluziona că dezbinarea împărăției a fost fondul pe care s-a produs apostazia. Pentru că citim în capitolul 12, de la versetul 25, următoarele. Ieroboam a zidit Sihemul pe muntele lui Efraim și a locuit acolo, adică și-a constituit o altă reședință. Apoi a ieșit de acolo și a zidit Penuel să-și întărească împărăția. Ieroboam a zis în inima sa, aici este începutul sâmburele apostaziei, gânduri omenești, planuri făcute de oameni. Împărăția s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David, dar n-avea el prorocia prin Ahia, n-avea el ca mărturie cele 10 petece de haină rupte pe care le luase. Acum, iată că a fost îmboldit de necredință și scrie aici în versetul 28, în condițiile acestea s-a sfătuit cu aliații lui și a făcut 2 viței de aur. Și a zis poporului, destul vasui la Ierusalim, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. A așezat unul din acești viței la Betel, în sudul țării, iar pe cel la Dan, în nord. Și fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire. Poporul se ducea să se închine înaintea unuia din viței până la Dan. Apoi a dezvoltat sistemul religios pe care numai cât îl constituise, a făcut o casă de înălțim și a pus preoți luați din tot poporul care nu făceau parte din fiii lui Levi. A rânduit o sărbătoare în luna 8-a, în ziua a 15-a lunii, ca sărbătoare care se prăznuia Iuda. Și a adus jertfe pe altar, iată ce a făcut la Betel, ca să aducă jertfe vițeilor pe care îi făcuse el. A pus în slujbă la Betel pe preoții înălțimilor ridicate de el. Și a jertfit pe altarul pe care îl făcuse la Betel, în ziua a 15-a lunii a 8-a, lună pe care o lăsese după bunul lui plac. A hotărât-o ca sărbătoare pentru copiii lui Israel și s-a suit la altar să ardă tămâie. Deci a pus la cale un alt sistem religios. Pentru ca să fie sigur că evreii au o alternativă. Să nu se mai ducă la templu și să fie satisfăcuți cu un sistem care se asemăna, e adevărat, nu întru totul, cu cel din Iuda, cu sărbători în anumite lune, în mod special, cu locuri de închinare și de aducere a jertfelor. Apostazia provocată de Roboam a adus o ruptură totală a poporului cu casa Domnului și nu numai, cu legea Domnului. Pentru că atunci oamenii n-aveau cărți sfinte acasă. Doar preoții întrețineau viața spirituală. Templul era singurul loc de adunare. A fost desfințat momentul sfânt când de 3 ori pe an bărbații se închinau, momente în care se citea din legea Domnului de fiecare dată, dar la o anumită perioadă, la câțiva ani, se citea toată în auzul tuturor poporului, tuturor oamenilor. Aici este scris în versetul 27 din capitolul 12 că exact acesta a fost motivul care l-a determinat, deși o motivație greșită. Dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim, să aducă jertfe în casa Domnului, inima poporului acestuia se va întoarce la Domnul său, la Roboam, împăratul lui Iuda. Și mă vor omorâ și se vor întoarce la Roboam, împăratul lui Iuda. El l-a scos total pe Dumnezeu din schemă. Pe el nu l-a mai interesat raportul oamenilor cu Dumnezeu, pocăința lor,
El a gândit omenește, așa cum am zis de la versetul 26, a zis în inima lui. Dacă merg la Ierusalim, ei votează cu Roboam. Dacă le fac eu alt sistem, ei mă votează pe mine. De aceea nici nu s-a mai interesat ca în noul sistem să fie implicat Dumnezeu sau să conducă Dumnezeu. Când m-am gândit, de ce nu a făcut un alt templu după modelul celor de la Ierusalim? Acum, sigur că sunt răspunsuri la întrebarea aceasta. Acolo Dumnezeu dăduse niște porunci cum să se facă. Și se pare că nici n-am avut inimă el pentru Dumnezeu, pentru că nu-l găsim în restul vieții sale să mai caute pe Dumnezeu, să întrebe pe Domnul prin proroci. El a făcut o nouă organizație și aceasta a pus-o în slujba scopurilor sale. Vă rog să observați că Dumnezeu, care inițial îi dăduse făgăduințe, și la început, în mod sigur, a fost un tânăr credincios. Să nu credeți că Dumnezeu i-a spus unuia rău, te fac împărat. Nu se poate să-i fi spus Dumnezeu unuia, dacă vei umbla în căile mele, dacă vei păzi legile mele, poruncile mele, unuia care nu le păzea deloc, unuia care n-avea cunoștință de ele. Acum nu știu exact dacă nu cumva, într-o anumită măsură, Ieroboam a făcut o greșeală sau chiar două, chiar înainte de a deveni împărat. Fuga lui în Egipt, pentru că scrie în 11 cu 28 că Solomon l-a pus să privegheze, dar mai apoi este scris că el a întins mâna împotriva lui Solomon. Iată ce scrie aici în versetul 40. Solomon a căutat să omoare pe Roboam și Roboam s-a sculat și a fugit în Egipt. Deci, nu știu exact ce s-a greșit acolo. Dacă, repet, a întins mâna, să nu greșim noi în a aprecia, sau dacă Solomon a aflat de mesaj și a vrut să scape de el. O a doua greșeală, posibil ca în Egipt, sau chiar fuga în Egipt să fie o greșeală, sunt doar supoziții, dar se pare că în Egipt el a fost influențat de religia de acolo. Cum realitatea noastră de astăzi ne dovedește că oamenii care stau o vreme, în mod special la tinereți, într-un anumit mediu, sunt influențați de mediul acela, care are o mai mare putere efect asupra lor decât mediul în care au fost poate învățați și crescuți, poate bine până la o vreme. Dar, cum vă spuneam, Dumnezeu, pornind de la ideea făgăduinței, a profeției, a planului său, pe care nici nu știm cum ar fi urmat să îl realizeze mai târziu, pentru că n-a mai fost împlinit, a intervenit cu sesizări la adresa lui Roboam. Dumnezeu a trimis proroci. Iată ce scrie în capitolul 13 de la versetul 1. Un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea Ieroboam la altar să ardă tămâie. Prorocul a venit pentru el. El a strigat împotriva altarului după cuvântul Domnului și a zis: altarule, altarule, așa vorbește Domnul, iată că se va naște un fiu al casei lui David, numele lui va fi Iosia. El va junghea pe tine pe preoții înălțimilor, puși de Ieroboam, care ar tămâie pe tine și pe tine se vor arde osăminte omenești. Și în aceeași zi a dat un semn zicând: acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit, altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. Când a auzit împăratul cuvântul pe care strigase omului Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna de pe altar zicând: prindeți-l! Și mâna pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui s-a uscat și n-a putut să o întoarcă înapoi. Altarul s-a despicat și cenușa de pe el s-a vărsat după semnul pe care îl dăduse omului Dumnezeu, potrivit cu cuvântul Domnului. Atunci împăratul a luat cuvântul și a zis omului Dumnezeu: roagă-te Domnului Dumnezeului tău. El nu mai putea să spună Domnului Dumnezeului nostru, ca să-mi pot trage mâna înapoi. Știți, profetul s-a rugat, mâna i-a revenit la normal,
Dar scrie apoi de la versetul 33, după întâmplarea aceasta, Ieroboam nu s-a bătut de pe calea lui Cearea. A pus iarăși preoți pentru înălțimi luați din tot poporul, pe oricine dorea îl sfințea preot al înălțimilor. Deci nu mai avea niciun fel de regulă sfântă. El nu ținea decât la organizația lui să funcționeze și sistemul lui politic să câștige putere. Și fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire pentru casele Roboam și pentru aceasta a fost nimicită ea și ștearsă de pe fața pământului. Asta este regula divină. Mai întâi vin mustrări, apoi urmează pedepsele. Și scrie aici din capitolul 14, în vremea aceea s-a îmbolnăvit Abia, fiul lui Roboam. Și Roboam a zis nevestei sale, scoală-te, te rog, și schimbă-ți hainele, ca să nu se știe că ești nevasta lui Roboam, și du-te la Silo, iată că acolo este Ahia, prorocul. El mi-a spus că voi fi împăratul poporului acestuia. I-a spus să ia un dar, să se ducă. Iată că și-a amintit. Și mi-amintesc și eu în aceste momente de un caz din țara aceasta, chiar despre un om care este promotorul unei apostazii, care atunci când a stat de vorbă cu un om pe care vrea să-l câștige pentru el, a încercat să-l cucerească sub diverse forme, avea nevoie de el, că era un om cu bani și vroia să slujească la organizația sa. Dar după ce acel frate credincios i-a spus principiile lui și l-a postat, i-a spus după aceea, tu ești irecuperabil. Vă călăuziți după un îngust la minte. Ceea ce este la noi este adevărata libertate. Dar după câteva săptămâni, o persoană din familia acelui apostat, spun, s-a îmbolnăvit și a sunat la fratele ăsta irecuperabil, îngust. Știu că la voi se roagă, frați, rugați-vă pentru persoana asta și dacă vă dă Dumnezeu un mesaj, sună-mă înapoi. Și fratele a zis, băi, iată că au momente când își dau seama că noi am rămas cu Domnul și ar apela la Dumnezeul nostru. Dar starea lor de îndepărtare de Dumnezeu, inima lor a plecat spre lume și spre idolatrie, nu le mai permite să se întoarcă. Au trecut de limita reversibilului. Revin la cazul acesta și vreau să vă reorientez privirile spre 11:38. Aici este un mare adevăr. Nimeni să nu se laude cu viitorul pe seama unor profeții din trecut. Nimeni să nu se uite la cineva în viitor sau în evoluția lui de peste ani, gândindu-se la felul în care a plecat. N-are nimic a face trecutul cu viitorul, dacă prezentul nu-i bun. E o osândă mai mare. Așa a zis Dumnezeu, erau cuvintele lui prin profetul Ahia. Dacă vei asculta de tot ce îți voi porunci, el n-a ascultat aproape nimic, atunci vei domni, îți voi face o casă trainică. Toate acestea erau condiționate. Și pentru că el n-a respectat condițiile, în capitolul 14 ne este descris sfârșitul lui. Iată sentința divină, observați ce diferență între profeția aceea plină de făgăduințe, prevestitoare de glorie, și a doua profeție, prin același proroc, rostită de același Dumnezeu. Citesc de la 14:5. Sunt cuvintele Domnului, nevastră Roboam are să vină, să vorbește așa și așa. Intră nevastră Roboam, sunt însărcinat să-ți vestesc lucruri aspre. Du-te și spune lui Roboam. El nici n-a avut curajul să vină la profet. Așa vorbește Domnul, te-am ridicat. Cu alte cuvinte, mi-amintesc. De ce ți-am promis? Am rupt împărăția de la casa lui David, ți-am dat-o ție, dar n-ai fost ca robul meu David, care a păzit poruncile mele și a umblat
după mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept înaintea mea. Tu ai făcut mai rău decât tot ce a fost înaintea ta. Te-ai dus să-ți faci alți Dumnezeu și chipuri turnate ca să mă mâni și m-ai lepădat înapoi a ta. A renunțat total la Dumnezeu. De aceea voi trimite norocirea peste casele Roboam, voi nimici pe oricine este lui Roboam, fie rob, fie slobod în Israel, și voi mătura casa lui Roboam cum se mătură murdăriile până va pieri. Cândva fusese aur, ajunsese gunoi. Și acestea dovedesc motivul măturării lui. Cel ce va muri în cetate din casele Roboam va fi mâncat de câini, și cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului, căci Domnul a vorbit. Versul 15, aici vă rog să sesizați. Domnul va lovi pe Israel și Israel va fi ca trestia clătinată în ape. Va smulge pe Israel din această țară bună pe care a dat-o părinților lor și îi va împrăștia dincolo de râu pentru că și-au făcut idol mânind pe Domnul. Va părăsi pe Israel din pricina păcatelor pe care le-a făcut Ieroboam și în care a târât și pe Israel. Primul vinovat a fost el este apostatul, dar vinovat a ajuns tot poporul. Primul pedepsit a fost el și casa lui, deja în timpul vieții lui. Apoi fiul lui Nadab a mai domnit 2 ani și a venit Baeșa și scrie în 15 cu versetul 29, când s-a făcut împărat, a ucis toată casa Roboam. N-a lăsat să scape nimeni cu viață. A nimicit totul după cuvântul pe care spusese Domnul prin robul său Ahia din Silo. Dar apoi a fost lovit Israelul și nu s-a mai ridicat niciodată din această apostazie. Niciodată nu și-au mai revenit. Atât a fost de profund idolatria asta, sau dacă vreți religia asta falsă introdusă de Roboam, încât n-a mai fost nicio trezire spirituală pentru vreo aproximativ 200 de ani cât a mai stat regatul de nord. Vreau acum să privim la cealaltă treime, la cei care au rezistat la apostazie, la preoți, la leviți și la cei puțini. Hai să deschidem data aceasta la 2 Cronici, capitolul 11. Vă rog să vă amintiți că leviții erau împrăștiați în toate semințiile. Și apoi citim de la versetul 13 următoarele. Preoții și leviții care se aflau în tot Israelul și-au părăsit locuințele și s-au dus la Roboam, adică la Ierusalim, la templu. Căci leviții și-au părăsit ținuturile și moșiile și au venit în Iuda și la Ierusalim, pentru că Ieroboam și fiii săi i-au împiedicat să-și împlinească slujbele ca preoți ai Domnului. Iată că au fost oameni care au vrut să rămână credincioși și au acceptat să se mute de acolo să-și părăsească moșia. N-a fost ceva ușor. Vom vedea imediat că la fel au procedat unii oameni. Și pentru aceea a fost mai greu ca pentru leviți să plece din moșia lui în altă parte. Dar, mai întâi am amintit pe preoți și pe leviți că așa se poate păstra totuși credința într-o vreme când cei mulți cad de la credință. Când îmbrățișează alte forme religioase, cei care au inițiativa să fie preoții și leviții și totul să se deruleze în jurul templului sfânt, în jurul casei Domnului. Ce bine că au fost oameni de slujbă care să rămână fideli lui Dumnezeu. Există o profeție în cartea lui Ezechiel, pe care vreau să vă citesc, pentru că ea privește chiar vremurile viitoare, am putea spune, despre cei care au rămas credincioși lui Dumnezeu
44. De la versetul 10. Mai mult, leviții care s-au depărtat de mine când se rătăcea Israel și se abătea de la mine ca să-și urmeze idolii, vor purta pedeapsa lenejilor lor. Nu toți preoții și leviții s-au lipit de templul Domnului. Nici în acea vreme și cred că nici în alte perioade. Dacă, evident, se vor pocăi mai după aceea, zice, ei vor fi în locașul meu cel sfânt ca slugi, vor păzi porțile casei și vor face slujbă în casă. Dar acum observați de la versetul 15. Dar preoții, leviții, fiii lui Țadoc, care au păzit slujba locașului meu cel sfânt, când se rătăceau copilul Israel de la mine, aceia se vor apropia de mine să-mi slujească. Vor sta înaintea mea ca să-mi aducă grăsime și sânge, zice Domnul Dumnezeu. Ei vor intra în locașul meu cel sfânt, se vor apropia de masa mea ca să-mi slujească și vor fi în slujba mea. Deci Dumnezeu îi evidențiază în mod special pe cei care, într-o asemenea vreme, rămân credincioși. Revin la 2 Cronici, capitolul 11, și acum dăm un îndemn pentru tot poporul. Majoritatea evreilor evlavioși, adică cine a vrut, s-a asociat cu preoții și leviții și s-au dus în regatul lui Iuda. Și-au părăsit și ei locuințele. Și vreau să vă gândiți într-un mod profund. Era o lume agrară, fiecare depindea de pământul lui. Și n-aveai dreptul să te duci în altă seminție și la 50 de ani se întorcea la părinți pământul. Cred că unii s-au mutat și au ajuns mai săraci, într-o primă fază. Poate au trebuit să renunțe la moșia strămoșească, să se mute într-un loc unde se poată sluji lui Dumnezeu. Dacă s-ar proceda așa, și dacă am rămâne cei din răsărit mai pocăiți, probabil că pe acest motiv vor veni unul din America înapoi. Nu se știe ce a fi și ce n-a fi, sau din Europa, dar e ceva normal. Dacă într-o țară nu mai poți să slujești lui Dumnezeu, n-a spus Mântuitorul când vă vor prigori într-o cetate, să vă duceți într-o altă. Dar pentru noi e mai ușor. Pentru că nu ești legat de o moșie părintească și să n-ai dreptul la altă. Că țara era lui Dumnezeu și ei aveau drept doar pentru maxim 49 de ani. Iată ce scrie aici de la versetul 16. Aceia din semințiile lui Israel care aveau pe inimă să caute pe Domnul Dumnezeu lui Israel au urmat pe leviți la Ierusalim ca să jertfească Domnului Dumnezeului părinților lor. Ei au dat astfel tărie împărăției lui Iuda și au întărit pe Roboam, căci la început, în primii 3 ani, au umblat în calea lui David și a lui Solomon. Privind la situația aceasta, trebuie să ne gândim la migrări determinate de apostazie. Ești nevoit uneori să schimbi biserica sau chiar să schimbi locația ca să găsești un loc unde să te închini. Ești nevoit uneori să te duci la o distanță mai mare să găsești un loc adevărat unde să slujești lui Dumnezeu. Nu este motivat nimeni, pe baza studiului nostru din această seară, să spună, frate, la noi așa e în adunare, așa e aici, ca pe înălțim. Dar dacă așa e la noi în localitate, nu ne putem duce unde să mergem, sute de kilometri? Iată că evreii s-au dus și n-aveau mașini. Pentru că au vrut să rămână dependenți de Ierusalim, de templu, de Dumnezeu, de lege, de preoți, de leviți. Cred că a urmat o crâncenă bătălie doctrinară. Așa cum v-am citit din Ezechiel, erau unii leviți care s-au asociat cu apostații și ar fi încercat să-i lămurească. Știți că toate astea se fac așa, din aproape în aproape, cu negocieri. Dar adevărații credincioși nu schimbă, nu negociază. Ei se duc să-și găsească un loc de închinare. De altfel, ei erau obișnuiți acolo. De aceea sunt vinovați cei care
au fost învățați bine până la un moment dat, dar cineva a schimbat, dacă se schimbă după ce e în cauză. Și vreau să vă mai citesc doar din capitolul 13, tot de aici din 2 Cronici, să vedeți că cei credincioși au avut împliniri și au avut biruințe. Dumnezeu a fost de partea lor. A început un război. Iată ce scrie în 13 cu 3. Dacă vreți și de aici poate fi scos numărul, cam câți evrei erau de o parte și câți de alta. Abia a început lupta cu oaste de războinici viteși 400.000 de oameni aleși și Roboam s-a înșiruit de bătaie împotriva lui cu 800.000 de oameni aleși războinici viteși. Și Abia are aici un cuvânt ca o predică. Și le spune de la versetul 4, ascultați-mă, Ieroboam și tot Israelul. Nu știu dacă Ieroboam mai lua aminte, dar s-audă poporul. Nu trebuie oare să știți că Domnul Dumnezeu lui Israel a dat pe vecie domnia peste Israel lui David? Poate aici n-a ținut cont întru totul de profeția lui Ahia, dar scrie apoi de la versetul 8. Și acum, voi credeți că puteți ieși biruitori asupra împărăției Domnului care este în mâinile fiului David și voi sunteți o mare mulțime și aveți cu voi viței de aur pe care vi-a făcut Ieroboam ca Dumnezei? N-ați îndepărtat voi pe profeții preoții Domnului, pe fiul lui Aaron și pe leviți și nu v-ați făcut voi preoți ca și popoarele celorlalte țări? Pentru că observați, chiar din versetul acesta rezultă că apostazia lui Ieroboam a fost o influență a religiilor din jur. Oricine venea cu un bițel și 7 berbeci ca să fie sfințit, se facea preot al celui ce nu este Dumnezeu. Cât despre noi, Domnul este Dumnezeul nostru și noi nu l-am părăsit. Preoții din slujba Domnului sunt fiii lui Aaron și leviții stau și își împlinesc slujbele. Noi aducem în fiecare dimineață și în fiecare seară, arde tot Domnului. Ardem tămâie mirositoare, punem pâinile pentru punerea înaintea Domnului pe masa cea curată și aprindem în fiecare seară sfeșnicul de aur cu candelele lui, că-și păzim poruncile Domnului Dumnezeului vostru, dar voi l-ați părăsit. Deci, adevărata credință nu presupune doar să rămâi în biserica mamă, cum se spune. Presupune să slujești în mod activ, să fii o credință vie. Noi aducem jertfe dimineață, seară. Noi citim în Biblie în fiecare zi, punem pâinile înaintea Domnului, aprindem sfeșnicul. Lăsăm să fim luminați de Domnul, să fim cercetați. Preoții erau fiecare în slujbă și făceau datoria. A început războiul. Și iată ce s-a întâmplat la război. Cei răi, firești, i-au atacat prin două părți. Și scrie de la versetul 15, oamenii lui Iuda au scos un strigăt de război și la strigătul de război a oamenilor lui Iuda, Domnul a lovit pe Roboam și pe tot Israelul. Copiii lui Israel au fugit dinaintea lui Iuda și Dumnezeu i-a dat în mâinile lui și au murit 500.000 de oameni, o jumătate de milion. Ce pagubă! Tot atâtea, ba chiar mai multe, că aveau mai multe femei, văduve, milioane de orfani după un război. Și apoi, versetul 20 scrie, Roboam n-am avut putere pe vremea lui Abia și Domnul l-a lovit și a murit. Dar Abia a ajuns puternic. De aceea să știe cei care vor să rămână credincioși Domnului. Nu mulțimea este un semn al biruinței, nici al pocăinței. Ba dimpotrivă, de cele mai multe ori, cum a fost întrebat Mântuitorul, oare puțin sunt cei ce umblă? Ce se nevoiesc? Dumnezeu să ne ajute să rămânem credincioși. Să înțelegem care sunt preoții și leviții care ne conduc la templu și la legea Domnului și care sunt ceilalți care se pot face în mod arbitrar slujitori, ei pe ei, cine vrea, dă din coate și chestiuni de ordin politic, pun stăpânire pe cârmuirea din biserică. Și oamenii aceștia nu mai au grijă la Dumnezeu, că nu Dumnezeu i-a pus, ci pe cine l-a pus Dumnezeu, îl sprijinește Dumnezeu și el are responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Ce diferență între un asemenea om, sau gândiți-vă la un Moise, ce legătură între el și Domnul.
De la acest exemplu am pornit și acum vreau să privim puțin în Noul Testament la realitățile profețite de apostoli. 1 Timotei, capitolul 1. Au fost apostazii întotdeauna. Citesc de la versetul 3. După cum te-a rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes și să poruncești altora să nu învețe pe alții alți învățături. Versetul 6. Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Ei vor să fie învățători ai legii. Adică să dea o altă învățătură. Și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. De la versetul 18. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, de m-ar auzit toți tinerii cu chemare pentru slujbă. După prorociile făcute mai înainte despre tine, ca despre Roboam, dar să nu pățești ca Roboam. Este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imineu și Alexandru, pe care am dat pe mâna satanei ca să se învețe, să nu hulească. Și tot din Timotei de data aceasta, epistola a doua, capitolul 2, de la versetul 16. Ferește de vorbările goale și lumeșcă, și cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Și cuvântul lor roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imineu și Filet, care s-au bătut de la adevăr, ei zic că a venit învierea și răstoarnă credința unora. Dar versetul următor zice, totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Și când sunt oameni care se apostaziază, se îndepărtează de Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, casa lui, biserica zidită de Domnul, se construiește mai departe. Cu cine vrea să rămână credincios? De aceea, dragii mei, întorcându-mă din nou la 1 Timotei, capitolul 6, vă citesc de la versetul 3 la 5, sub sfatul pentru o vreme ca aceea a lui Roboam, care este și astăzi. Să știți de cine vă lipiți și unde vă duceți și cu cine vreți să rămâneți. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sărătoasele Domnului Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, dă câteva detalii și apoi spune în final, oamenii aceștia care cred că evlavia este un izvor de câștig, ferește-te de ei și asociază-te cu ceilalți. Aceeași învățătură se desprinde și din 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege, sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Ce înțelegere putea să fie între templul din Ierusalim și templele de la Betel și de la Dan? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idoli? Versetul 17. De aceea ieșiți din mijlocul lor exact cum au făcut evreii. Poate întrebau vecinii, unde mergeți? Ne mutăm în seminția lui Iuda. Dar de ce? Nu mai putem să fim pocăiți aici cu voi. Nu vă atingi de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Aceste lucruri s-au întâmplat uneori ca și fenomene de masă și s-au rătăcit două treimi sau s-au întâmplat într-un mod izolat și s-au rătăcit niște oameni care au fost urmați de un grup de oameni. Sunt două aspecte diferite. S-ar putea să ajungă la conducerea unei biserici sau să se rupă unii și să ia o mare parte din biserică și să se instaureze un sistem lumesc, tot religios, dar după obiceiurile celor din jur, fără norme sfinte, fără sfințenie zilnică.
și să rămână unii puțini alipiți de casa Domnului. Numai că acum, datorită chestiunilor cu votul democratic, niciodată nu pleacă cei mulți, dacă sunt mulți, rămân ei cu proprietatea. Nu potrivește 100% cu cazul de atunci. Trebuie să plece ceilalți. Sau sunt alte situații când se rătăcește vreunul. Și poate nu-l putem întoarce, cum scrie în Iacov, dacă s-a rătăcit de la adevăr. Dacă se întâmplă ca acel ce se rătăcește să fie slujitor sau să aibă vreun potențial, vreo influență asupra maselor, se întâmplă că se duc unii cu el. Unii s-au dus cu Imineu, cu Alexandru, cu Filet, au găsit ei teoria lor și au rătăcit pe o parte din oameni. În ambele situații, sfatul este să te ferești, să te duci, să te alipezi de cei credincioși. Nu suntem puși să ne certăm, nu-i treaba noastră să facem cruciade, să-i aducem înapoi, Ieroboam a făcut o armată să-i aducă înapoi. A zis Dumnezeu nu. Noi le vorbim frumos, cum a vorbit Fineas cândva în Iosua 22, că au crezut că cei de la răsărit se dezbină, n-a fost cazul. Dacă se poate cu pace, rămânem și slujim Domnului împreună. Dacă se întâmplă că ajung două curente cu doi capi, că atunci se răscoală o țară, unii vor practica o credință cu totul altă nuanță, iar alții vor să rămână credincioși Domnului, avem sfatul biblic, alipiți-vă de cei credincioși, adică rămâneți lângă Domnul. Domnul să ne ajute. Și s-ar putea dintre ceilalți să se alipescă și ei cu vremea de cei credincioși să-și dea seama de situație. Privind mai târziu în istorie, vreau să vă amintesc de două momente. Data aceasta nu vă pot citi din Biblie, că Biblia se încheie înainte de anul 100. Un moment de vârf al apostaziei a fost în secolul IV, prin imixiunea politicului în religie, începând cu Constantin și fiii lui, că la începutul secolului IV creștinismul a fost adoptat, adică a fost legalizat ca și religie liberă, iar spre finalul secolului a fost adoptat ca religie de stat. Și Constantin a folosit pârghile religioase ca să poată domni în imperiu. Atunci a fost o primă mare apostazie în istoria bisericii. De atunci datează, de atunci s-au dezvoltat foarte multe erezii. Primatul papal, botezul copiilor mici, au început încet, încet cele legate de cultul Mariei și a icoanelor. Au fost integrați în biserică și, evident, și în slujbe oameni fără nicio spiritualitate. Gândiți-vă dacă împăratul, care nici nu era botezat, prezida adunarea prezbiterilor. El a fost botezat pe patul de moarte. Deci el a mers așa într-o duplicitate, să poată fi și al păgânilor și al creștinilor. De fapt, el se auto-intitula Pontifex Maximus, adică cel cu titlul divin în imperiu. Din vremea aceea datează foarte multe lucruri greșite în creștinism. Și s-a întâmplat ca la Ieroboam, nici până în zi de astăzi nu le-a mai drept nimeni, decât cei care s-au pocăit sau care au rămas credincioși Domnului. Dar în marea masă a creștinătății nu le-a mai tocmit nimeni. De exemplu, crucea introdusă de Constantin acolo până azi, exact cum a fost la Ieroboam, viței care i-a introdus el, nu i-a mai demontat nimeni până s-a desfințat țara. Botezul la copiii mici și câte și câte alte stricăciuni, pentru că cu ocazia celor întâlniri de pe înălțimi, totul se termina în imoralitate, după cum era și în jur. Vreau să priviți și la un alt moment de apostazie. Vremea noastră, aș putea spune, finalul secolului 20, și aici mă refer în mod special la domeniul apropiat nouă, la compartimentul penticostal carismatic. Aici, în vremea aceasta, ultimilor decenii, s-au schimbat felul slujbelor.
exact ce s-a întâmplat și în vremea lui Roboam. V-am citit că a zis Abia, noi aducem tămâie dimineața și seara. Avem un anume fel de a ne închina lui Dumnezeu. Ieroboam a schimbat. Exact asta s-a întâmplat în vremea noastră. S-a schimbat rugăciunea prin felul ei pios și evlavios de a fi, reverențios. S-a schimbat cântarea, s-a schimbat predica. Toate s-au nuanțat altfel, încât oamenii să fie doar întreținuți sub diferite forme de distracții și, dacă e tot e vorba de ceva sentimental sau senzațional, chipurile care ar fi spiritual, se dezlănțuie cum bine știți și nici nu ne face plăcere să reamintim de fiecare dată, am mai spus-o, încotro au denaturat lucrurile. Iată cum istoria se repetă. M-am spus în secolul IV, influența politicului, iar în vremea noastră, influența lumii care a introdus în biserică sau care a cucerit o parte din biserică. Trebuie să recunoaștem că și în mediul nostru românesc, chiar dacă nu sunt conturate cele două tabere, chiar dacă nu este o graniță și dacă nu sunt capitale diferite, totuși sunt două orientări, sunt două curente, unii care vor să rămână într-o pocăință care pentru unii pare demodată, măcar că nu vrem să rămânem doar în forme, ci vrem să fie ceva viu, ceva cu conținut, iar alții care adoptă un nou stil. Și totul este sub prezidarea unor oameni, dar de fapt de ei se folosește diavolul. Eu închei această expunere cu două gânduri scurte. Vă rog să vă gândiți de fiecare dată, în orice moment al vieții ați fi, privind în toată istoria, apostazia e la fel de prezentă ca și diavolul. Primul apostat a fost Cain. Adam și Eva au fost doar păcătoși, dar apostat a fost Cain. El a adus o jertfă Domnului, dar nu după principii, ci modificată. Fără sacrificiu de sânge și fără spiritualitate. Era mânios și plin de ură. De la el și până în Apocalip 17, la Babilonul cel Mare, apostazia, ori ca fenomen de masă, ori ca situație restrânsă, e la fel de prezent. Trebuie să o recunoaștem. Oricând, în orice vreme, au fost oameni care se lasă de Domnul, care îl părăsesc. Vor fi scriși doar pe pământ, cum zicea profetul, că au părăsit pe Domnul izvorul apelor vii. Poate două treimi, poate numai doi treimi. Asta e realitatea. De care suntem acuzați uneori că unii nu sunt pocăiți, că alții sunt altfel. Toată istoria o confirmă. Oamenii care nu rămân credincioși, deși pot să aibă făgăduințe, să fi fost prinși în planuri mari ale lui Dumnezeu, se pot pierde. Și al doilea gând, care este optimist pentru noi și în care trebuie să ne încadrăm, tot paralel de la Abel de data aceasta până la cei credincioși, a fost o rămășiță din Israel și dintre neamuri care rămân fideli lui Dumnezeu. Așa este scris în cartea Apocalipsei, capitolul 14, versetul 12. Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Ce a spus Dumnezeu lui Roboam? Păzește poruncile, învățăturile și legile mele. Vor fi unii care le vor păzi. Tot timpul au fost oameni credincioși și vor fi până va veni Domnul. Chiar dacă se ridică întrebarea, va găsi el credință? Va găsi. Dar se pare că nu în mulți. O, de-am fi și noi printre ei. Cum și-ar dori și cei apostați, cum m-a dorit cândva Balaam, prorocind despre Israel. O, de-ar fi sfârșitul meu ca al lor. Dar n-a fost.
s-a compromis și a căzut. Câtă vreme sunt în viață, să jucăm rolul ca acel profet de la Betel care s-a dus să strige. Că pe altarul lor nu sunt jertfe care se primesc de Domnul. Pe altarul lor vor fi arși ei, cei care se joacă cu Dumnezeu și cu religia. Dar pe altarul Domnului, cel adevărat, vor fi primite jertfe sfinte din partea celor ce rămân credincioși lui Dumnezeu și de care trebuie să alipească toți, în jurul preoților și leviților Domnului, în jurul casei Domnului și a legii Domnului, să se alipească toți cei credincioși și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin.